A fost inventată prima mașină din România despre care se poate spune că merge cu apă. Invenția a fost omologată și îi aparține unui inginer zootehnist din Baia Mare. Aici avem un aparat care face hidroliza apei. Partea de sus este un rezervor, un bubler care spală gazul, adică hidrogenul și oxigenul. În partea de jos sunt niște celule. Sistemul este însă unul mult mai complex decât atât. Furtunul ăsta merge în față la galeria de admise și ce face? Face ca combustia motorului să fie perfectă, adică gazele să ardă complet, să crească puterea motorului, să se emită în oxe cu cel puțin 95% mai puțin. Florin Călăuz din Baia Mare este inventatorul acestui dispozitiv, care, spune el, îi permite să parcurgă chiar și 10.000 de kilometri cu doar un litru de apă. Mașina merge cu hidrogenul rezultat în urma hidrolizei apei. Hidrogenul se folosește la ardere, oxigenul întreține arderea. Practic, Florin a construit un aparat care eficientizează funcționarea motorului. O parte din combustibil e apa. Apă cu hidroxid de potasiu, dar apa se descompune în hidrogen și oxigen. Se pot face celule de hidrogen care să reducă consumul de carburant, să reducă consumul de NOx. De meserie inginer zootehnist, Băimăreanul, în vârstă de 62 de ani, este profesor de legislație rutieră și instructor auto. Așa a putut și testa invenția sa. Cu un litru de apă se merge între 5.000 și 10.000 de kilometri, depinde de mașină. Spune că un rezervor cu o capacitate de 50-60 de litri de motorină îi ajunge pentru un drum din Baia Mare până la Constanța, dus întors și din nou până la malul mării. Aparatul său, bazat pe apă și hidroxid de potasiu, a fost omologat, dar în Italia, iar cererile îi vin pe bandă rulantă. Oricine este interesat de astfel de dispozitiv care să reducă consumul la motoare, imediat am putut observa că mașina avea mult mai multă forță ca și înainte. Sistemul poate fi implementat și pe alte motoare sau sisteme de încălzire, spune inventatorul, însă procedurile trebuie efectuate sub atenta supraveghere a unui specialist.